În zilele de 10 și 11 iulie anul curent, la Club Bazin din stațiunea Neptun, s-a desfășurat sesiunea plenară cu partenerii de cooperare a Comitetului NATO pentru Coordonarea Spațiului Aerian European. Manifestarea a reunit peste 100 de reprezentanți din 28 de țări aliate și partenere, precum și ai unor organizații internaționale. Menită să contribuie la armonizarea relațiilor de colaborare între domeniile civil și militar pentru un management eficient al spațiului aerian european, sesiunea s-a axat pe dezbaterea unor probleme legate de fluența și economicitatea traficului aerian civil, concomitent cu desfășurarea zborurilor militare de antrenament și a aplicațiilor în condiții de securitate deplină. În același context au fost abordate priorități din domeniile comunicațiilor, navigației, supravegherii, planificării exercițiilor militare, asistenții acordate partenerilor de către statele membre NATO și s-au jalonat mijloacele de coordonare a activităților de zbor militare și civile în situații de criză. România, a doua țară parteneră care găzduiește un forum NATO pe această temă, beneficiază de un program propriu de dezvoltare a cooperării pe plan militar și civil, program elaborat de Statul Major al Aviației și Apărării Antiaeriene, Autoritatea Aeronautică Civilă și Administrația Română a Serviciului de Trafic Aerian.